Sunt lucruri care sunt de bun simț și se pot face. Dar pot să vă spun că oamenii sunt foarte supărați că tot ce s-a făcut, și cu bani mulți, s-a făcut prost și s-a făcut în defavoarea cetățeanului. În ceea ce privește partea cu proiectul regenerare urbană, atât pot să vă spun că la ora actuală fac o cercetare să înțeleg dacă chiar este adevărat lucrul acesta, adică știm foarte bine că a fost votat la actualul primar Gheorghe Falcă, a fost votat ca și negociator unic cu BEM pentru cele 20 milioane de euro luate împrumut pentru faimosul proiect regenerare urbană. Bani care eu nu i-aș fi luat împrumut, că i-aș fi luat din POR sau din alte fonduri structurale. Dar, nu știu cât știu, am stat de vorbă cu director de bancă și am spus așa, orice negociator la orice împrumut are un comision. Are un comision. Comisionul pentru suma de 20 milioane de euro, adică banii personal, ar fi în jur de 600.000 de euro. Nu este un lucru ilegal, dar cred că este un lucru imoral. Trebuie să, v-am spus, să mă interesez să văd exact cum s-a procedat, într-o funcție de consultanță, nu știu. Dar este foarte grav lucrul acesta, dacă actualul primar a făcut acest împrumut pentru comision, că putea să ia bani din altă parte. Pot să vă spun doar că regenerarea urbană cuprinde și dărâmarea tuturor garajelor, ceea ce, din anumit punct de vedere, poate e un lucru bun, din alt punct de vedere, cei care la unde se țină lucrurile, un lucru negativ.